Salutare și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu mă numesc Ciobi. În episodul de astăzi o să tăiem pentru prima oară în acest sezon cu motocasa de la Stihl FS 460CU. Bănuiesc că toată lumea cunoaște această motocasă. Am mai multe videouri pe canal, una dintre preferatele mele. În această motocasă avem un cap cu fir AutoCAD 46.2 și un fir cu un diametru de 3,3 mm, un fir negru rotund de 3,3 mm în diametru. Bun, câteva detalii tehnice rapide despre motocasă. 2,2 kW, 3 cai putere, 8,6 kg fără niciun accesoriu de tăiat. Cu accesoriile de tăiat are în jur la undeva la 9 kg. E o motocasă destul de puternică. O să o alimentez și îi dăm drumul la treabă. Bun. Aici avem iarba. Ăsta e singurul loc din grădină în care mi-e iarba foarte mare. Aici o să o tăiem. După cum am zis, Stihl FS 460, o pornesc și îi dăm drumul la treabă. Oh,
acesta a fost videoul cu motocasa de la Știu Stile pe 460. După cum ați văzut, merge foarte bine, n-am nimic de adăugat ce aș mai putea să adaug. Îmi place că e destul de ușoară și putem să lucrăm cu ea. Terenul aici e foarte în pantă și e mai ușor să lucrăm cu o motocasă mai ușoară în pantă decât cu una mai grea. Și cu una mai grea se poate, dar e mai inconveniabil. Bun, în afară de asta, îmi place acum primăvara, iarba proaspătă, se taie foarte bine, ne stropește la fel foarte bine. E perfect, mirosul de iarbă proaspătă, mirosul de primăvară, super. Bun, acesta a fost videoul de astăzi, vă mulțumesc mult de vizualizare, vă doresc o zi plăcută, la revedere!